No, salutare oameni buni, în sfârșit mi-am dat seama ce trebuie să fac, suntem în Silent Hill 3, eu sunt pixel mort și astăzi mă voi juca încă un pic de Silent Hill, cred că în jur de 10 minute e deblocat în sfârșitul și asta. Da, finally, așa, cred că sunteți un pic debusolați, n-am început prea bine oricum, e un pic am întuneric, câte se pare, ușile astea par închise. Jesus. Asta pare la fel închis. Majoritatea ușilor nu se deschide intenționat în jocul ăsta. O altă ieșire. Oh, scări. Da, perfect, scări. Scările sunt ceva gen al doilea dușman al meu. Să merem. Deschidem intenționat. Ah, a dracu alt fantom, n-am mort-o pe asta. Acum nu mai am, nu pot să intrunci în inventoriu, nu? Trage fantomul ăla. Ok. Ah, fucking camera. Trage fantomul ăla. Că nu mai am glanțe, dacă nu mai am glanțe, nu pot să intru în inventoriu să-mi iau glanțe. Oh, fain. No weapons. Nu mai am glanțe, perfect. Am un cuțit. Mori, fără dată, mori. Aoleo, am avut ciclul dată ziua pe jos. Uitați-vă la mine, uitați-vă ce-i sub mine. Om, pe gâr. Aferarele, prepuț, obiliv. Ce dracu fi creat ăsta. Seamănă cu ceva ce-o ieșit dacă am tăiat un om în două și după aia l-am violat vreo două săptămâni. Și nu doar eu, vreo cinci negri pe lângă mine. Mori, fără dată. E finalul Băsescu. Continuăm. Altă ușă închisă. No smoke. Hai să ne întoarcem. Așa. Să vedem ce mai e pe aici. Așa. La fel, toate ușile la fel. Office. Deci le mai încerc pe astea pe office. Da, tot office. Ah, e atmosfera de aia nașpa iarăși. La fel. Toate ușile sunt la fel în zona asta. Am dat o să mai apară un zombalo prin zona asta. Și eu zic că mai să salvăm un pic. Da. What am I thinking? Sounds fine from me. Yeah, yes, alright. No, mai bine să salvăm. Să fim precauți. What the fuck I just did? Ah, e ok. Luăm cheia aia odată? Da, deci nu pot să o iau. E clar. Continuăm. Așa, o grămadă de chestii de care n-am nevoie, din nou. Ah, shotgun shells, așa, magnum bullets, tot aia. Așa, cred că ieșim de aici. Și continuăm să merem. Și merem. Cred că am atras mai demult mall. Sunt paranoic în mall-uri, în general. Îmi plac mall-uri. Sunt prea mulți oameni acolo. Sunt genul ăla de persoană care este toată ziua în casă. Și nu iese joacă Silent Hill și retard. Și de aia nu ies eu afară și nu-mi plac bune. Așa. Parcă era prin zona asta. Aoleo, cât a sânge. Viral de Justin Bieber face ciclu peste tot. Zilnic. Nu se poate. Oh, mă fac, mă așteptam să găsesc cadul ăsta. Numai sunetul de la el putea să-mi spună că o să-mi pice un alt de ăsta în față. Mă o dată, bă, la timp. Nu văd nimic, nu mă văd pe mine. Cum pot să lovesc un monstru dacă nu mă văd pe mine însă? Dacă mai mor odată, nu pot să-mi accesez inventoriul pentru că sunt pe invers. Finally. Supplies, aici de aia. Așa. Să nu mai am așa puțină viață. Aoleo, fițar fan. Fițar asistent a sexy să-ți fie, că nu pot să omor. Mai fute una, acum ați mort. Tu l-ai dat.
Ah, fine. Merit să mor. Dai mă cu craci în pizdă, numai să mor odată. Pulai, doamne. I want post like del, că e prea mare și imens. Sau ia, yeah, whatever it was. Natalie shop. No, no, aici am cumpărat eu pantofi. No, acum ce Dumnezeu mai fac? Trebuie să-mi iau pistolul, că dacă nu crăp. Mai am numai 10 gloanțe, dar de ce să-ți dea multe gloanțe într-un joc de groază? Adică e ceva paradox să ai gloanțe într-un joc de groază. Adică m-am jucat destul fier să știu că ori rămâi fără lanternă la un moment dat, ori fără gloanțe, ori se găsește o soluție numai ca tu să crăpi și să ai nici în ce mai multe coșmaruri peste noapte. Am tras un încărcător întreg, dar nu merg să-l omori. De ce? De ce s-ar putea să-l omori un zambalău când poți să mai tragi un pic în el? No, și acum ați vezi că nu-i mort. Mai dai un picior, să fii sigur. Așa, faină. Sângele violet că l-am pus eu, mă gândeam că așa e sângele, pur și simplu. Mai ales sânge violet. Îmi place culoarea, sunt pe invers, v-am zis de culoare. Continuăm. Nu pot să cred că chiar s-a deschis ușa asta. Nu ți-e foame, păcat, am să mănânc eu doar de pâine asta. Oh, aia de acolo e cumva ceva pizza. Pizza. Pizza e singurul tău aliat în jocurile de groază. Adică majoritatea jocurilor, adică nu știu dacă v-a jucat vreodată Deadpool, dar e așa de fun și e așa multă pizza în el. Ia, ce am mai găsit? That's a flyer, așa. Everything on sale. Tot ce vezi e de vânzare. Dar pentru că nu e nimeni momentan acum, poți să furi tot. De sincer, poți să iei și ușa în sine și magazinul. Și flyerul ăla de mază puteai să-l iei. Plutoraș, adică. De ce le-am venit? Și prea întuneric să mă întorc. Nu v-am mai spus că mi-e frică de întuneric. The lock is broken. Nu știu, mie îmi place că ea începe să acționeze. Nu e niciun angajat pe aici. Adică, nu, că ar fi monștri pe afară și că ăsta ar fi un motiv sigur să nu fie nimeni pe aici. Dacă tu ai fi în ceva lume paralelă cu a noastră și că toată lumea vrea să te omoare. Nu, dar oare de ce nu sunt angajați pe aici, sincer? De ce sunt ușile încuiate? Adică... E ceva greu de înțeles, uite aici, cheia frumuseții, nu aici trebuie să te duci tu, fătucă, că ai o veste, sincer, e expirată de mult, până și în filme n-au putut să o schimbe, frate. Hai să mai intrăm aici, să vedem dacă mai găsim ceva. Pâine, da, vreau și o bucată de pâine, ceva pită, măcar miezul la pită, că îmi place miezul să fie moale. Nu, așa, ce n-ai bani făcut? Iarăși asta. Bele. Ți aducem pâine la tine acasă. Până la ușă, nu până la tine acasă, până la tine la ușă. To your very door, până la foarte ușa ta. Traducerile astea. No, chiar ești curios, oare cum mă cheamă pe mine? Scrie undeva aici în inventoriu, mă cheamă cum? Selena Gomez, trebuie să fie un nume de stare tâmpită. Opțiuni. Nu scrie cum mă cheamă pe mine. Nu, v-am zis, trebuie să fie numele ăsta de retardă, bă, nu găsesc un nume pe moment. Nu, de-aia dat și le-am venit, oare trebuie să mai merg un pic, elevatorul e stricat. Nu, ăsta e ultimul etaj. 2F, cred că e 2F, nu cred că e etajul 2, cred că sunt 2 grade Fahrenheit ceva acolo, că altfel nu se explică semnul acela. Hai să continuăm. Așa, noi încuiat, m-am obișnuit să fie tot încuiat. Tot trebuie să încerc toate ușile, că mai devreme s-a deschis un office de-asta. Așa, încuiat. Omul făgă, nu mai du-vă mâna mea cu câinii voștri cu tot. Nici măcar nu pot să-l atac acum. Nu, mori, mă. Ia să vezi cum apuc acum de pizdă. Uite-l, frate, cât de pervers poate să fie. Și nu știu, adică te-ai gândit că e vreo posibilitate să-mi facă niște răutăți, dar să nu le zic pe nume. Dar uite ce-mi faci, nu, sincer. Mă simt blondă și violată în același timp. E ceva neparadox, e ceva ce se întâmplă zilnic. Dar nu se numește viol, se numește bani. No, uite-l, frate, mă prostule, măcar dăm ceva bani, că așa nu merge pe gratis. Te-ai obișnuit? La tine la beaches unde te duci tu și fost curve, ce, îți zice gratis? Aleo, și acum o să crap.
Așa, acum ia și violează-mă, câinii prost, cu cap de aia. Asta ce e o bucată de pâine, de, nu de pâine, de piele, fii atent, fii atent, asta e piele. Adică aproape o simți, îți scrie game over pe ea. Am făcut și sunetul ăla, de-i dăm continuu. Nu, și garantat nici moșii de celălalt nu erau bătuți. Nimic, totul. Totul trebuie să ia de la capăt. Ah, fuck me, nici măcar n-am luat supplies. Ah, god damn it, Elmo. Ușa e încuiată, mata e încuiată. Era o ușă pe aici, aia cu câinele care se deschidea. Unde-i câinele ce lasă-i fotona? Bă, tu câine! Mă, tu să-mi suși cum. Deci nu pot să atac câinele ăsta, mă enervează. Deci orice aș face, îl dă și mă fut. Aș da la gloanțe, dar mata. Mamă, frăgă, știu că trebuie să mă apăr, dar totuși. O, mă, frăgă, tu la ea, Doamne. Mamă, mori, mă, câinii proști. Mori odată, băi, 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 deci nu se poate, deci dacă... Nu, tu la ea, Doamne, de câinii, acum nu mai pot să văd nimic. Băi. Băi, nu, sincer, deci dacă e să mor, eu mă fac până la jocul ăsta și mă las de el. Inventor de fapt, tu prost. Mi-aș folosi pistolul, dar după aia mi-aș tăia mare pe hol. Și cum îi mai bat eu pe aia? Ia, mi-aș plici tu? Mi-aș plici tu, vizitator tâmpit, care tu ești la videoclipurile mele. Mă mor odată, băi, eu am murit. Dar da, fute și un chicior, să fim siguri. Alio, alio. Așa. There's a lot of stuff, na, nimic, nimic folosită. A beef jerky, mănânc o, așa. Sau ai luat-o. Alio, trebuie să-ți explic eu totul. N-ar putea să te, n-ar putea să apese click singur uneori. Nu, sincer. Și chiar îmi place sângele ăsta violet. Mi-a atrage caracterul și karma interioară și mai de până la mea ce nu suport prostiile. Așa. Da, n-am destulă forță să deschid o ușă sau ce naiba acolo, să ridic un palet, da. Nu, no, acum chiar îți trebuie forță când ai un chistol și poți să tragi în bucățile alea de, cum se numește, de lemn din paletul respectiv și să rupi, să le rupi, dar nu poți mai că n-ai picioare și mai, în fapt ai crachete, dar îi folosești numai în alte scopuri decât a merge și a știi tu ce. Da, asta m-a omor din prima, deci o bucată mi-o dat. Pute una ca altfel, nu se învață minte. Stai să-mi iau ceva viață, că nu mere așa. Bine, așa, dă să mănânc ceva pateu. Sau ce n-aibă ochi. Nu, dar trebuie să pot să-l mănânc sau să-l folosesc într-un fel. Nu, equip. Da, așa, use. Nu, dar nu vrea să mănânce pateu, deci e imposibil. Nu știu că l-ai pe când de acolo, dar mă ziceam și eu. M-a omorât. Aaaa, și pula. Nu, băieți, rămâne pe altă dată, e prea enervant și iar îmi scrie pe o bucată de piele game over și totul e retard în jocul ăsta. Mulțumesc că v-ați uitat, deși nu prea am avansat prea mult în joc, sper că o să-l termin curând. Da, mulțumesc din nou că v-ați uitat, like, share, subscribe, știți povestea. Da, puteți da și un like pe Facebook, pe pagina mea oficială, dacă nu, ne, acum ce să facem, puteți da și dislike dacă nu v-a plăcut.